biserică. Prin ajutorul Domnului să continuăm învățătura biblică din ciclul Evanghelizarea cu lecția a 8-a, ucenicizarea noilor convertiți. Dacă în lecțiile anterioare am aflat că evanghelizarea este dorința inimii lui Dumnezeu la care suntem angajați noi, credincioșii săi de pe pământ, prin mijloace directe și indirecte, ne uitând să îl lăsăm pe Dumnezeu să fie cel direct implicat prin lucrările supranaturale, să asigurăm baza materială pentru Evanghelie. Apoi, în lecțiile anterioare, am studiat felul în care oamenii acceptă sau resping lucrarea Evangheliei. Astăzi ne vom opri să studiem felul în care trebuie să ne ocupăm noi ca și biserică de cei care au acceptat Evanghelia, ucenicizarea noilor convertiți. Ce înseamnă ucenic? Un adept, un continuator într-un anumit domeniu de activitate, un discipol. În cazul nostru, din punct de vedere biblic, ucenicii sunt urmași ai lui Hristos. Acesta a fost termenul consacrat pentru prima generație de credincioși. La Ierusalim a fost termenul obișnuit în Israel. De asemenea, abia mai târziu, spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26, pentru întâia dată, ucenicilor s-a dat numele de creștini în Antiohia. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit ce aveți de făcut în privința aceasta, cuvinte de la care pornim studiul în această seară, Matei 28 cu 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Trebuie să înțelegem că ucenicizarea face ucenici, convertirea aduce doar convertiți. Adică scopul nu este doar ca oamenii să creadă, ci să fie născuți din nou, să ne ocupăm de ei să crească și să ajungă maturi în Hristos. Cei care au acceptat mântuirea au nevoie de învățătură și de părtășie sfântă. Și ucenicii de la început au înțeles aceasta. Ei de altfel aveau modelul Domnului Hristos. Citim din Fapte, capitolul 2, versetul 42, un cuvânt de referință pentru biserica primară. Ei stăruiau. Și accentul cade pe toate activitățile care sunt menționate aici, sub imperativul stăruință. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aceasta înseamnă, de fapt, ucenicizare. În lecția noastră vom vorbi mai întâi despre cateheză și ucenicie și în partea a doua despre comuniunea ucenicilor Domnului. Deci mai întâi să vedem care sunt domeniile educației creștine. De exemplu, noi avem acum o serie de catehumeni, să-i numim, care de la începutul anului și până aproximativ în luna iunie, o dată pe săptămână, timp de o oră, sunt învățați principiile de bază ale credinței. Dar cu siguranță ucenicizarea nu se poate rezuma la o oră pe săptămână. Vom vedea că există și alte activități la care trebuie să fie cuprinși oamenii aceștia și cu siguranță catehizarea sau ucenicizarea în sens amplu nu se încheie odată cu botezul, ci continuă. În primul rând, citim din Evrei, capitolul 5 și 6, trebuie să îi învățăm doctrinele aferente procesului mântuirii. Toate lucrurile sunt importante în Scriptură. Putem să studiem de la creație până la eternitatea viitoare, dar trebuie să începem cu ceea ce este vital în procesul mântuirii, ca să vedem dacă acele evenimente
procese s-au derulat în viața lor. Evrei 5, citim de la versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți de prevoință iarăși de cineva să vă învețe cele din tâi adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu. Deci de aici pleacă ucenicizarea, de la cele din tâi cuvinte. Oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprenire, căci este un prunc. Și hrana tare este pentru oamenii mari, a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos și să mergem spre cel desvârșit. Și enumeră câteva adevăruri începătoare. Fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu. De fapt, spuneam în lecțiile anterioare că evanghelizarea înseamnă un apel la credință și pocăință. Ei, acestea sunt primele lecții care trebuie învățate, însușite. De asemenea, vom vedea imediat învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților, judecata veșnică. Ceea ce urmează în epistola către evrei sunt adevăruri mai avansate, să spunem, care fac legătura dintre simbolurile Vechiului Testament, funcțiile Domnului Hristos în procesul mântuirii și alte aspecte legate chiar de curățirea lucrurilor cerești, după cum este scris la un moment dat în această epistolă. Să nu uităm că apostolii, în aceste adevăruri începătoare, îi învățau pe oameni, cum scrie în Fapte 2, cu multe cuvinte. În multe zile, erau multe ore. Pentru că așa ca la școală să ne gândim dacă pentru viața aceasta, pentru o profesie, e nevoie de atâta școlarizare, cum n-ar fi nevoie în domeniul pocăinței în care trebuie să ajungem desăvârșiți și avem o perspectivă eternă. Nu există nimic mai important decât viața sfântă. De aceea, nimeni să nu ia în calcul o pocăință superficială, cu puține ore de curs, cu noțiuni sumare, pentru că o astfel de pocăință nu poate să dea rezultate. Cuvântul este vast și începând de la cele elementare până la cele avansate, trebuie să fie parcurs. Doamne, ajută-ne! Așa după cum este menționat aici în versetul 2, ceea ce este primordial pe lângă credință și pocăință sunt botezurile. Folosim pluralul pentru că e vorba de botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. În Fapte capitolul 2 și mai apoi în Cartea Faptelor Apostolilor observăm prioritatea acestor lucrări. Fapte 2 cu 38. Pocăiți-vă! De asta se vorbește înainte de botez. Le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos și iată ce urmează, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. O dovadă mai concludentă avem în Fapte capitolul 8, unde actul botezului în apă și al credinței și pocăinței a fost separat de actul botezului cu Duhul Sfânt. Versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Iată că a fost foarte important să fie parcurs întreg procesul. Mai luăm un exemplu, Fapte 19, ca să vedem și învățătura apostolului Pavel, cel care a primit apostolia și darul să completeze revelația cuvântului Dumnezeu. Versetul 1, pe când era în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținutul de sus ale Asiei, a ajuns la Efes, aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Deci de credință avuseseră parte, lipsea lucrarea cu Duhul Sfânt. I-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Iată că abordează și domeniul botezului în apă. Cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Deci e simplu de înțeles,
primele lecții au de-a face cu credința, pocăința și botezul. Ceea ce urmează curge de la sine în planul mântuirii, dacă lăsăm pe Duhul Sfânt să-și facă lucrarea, până la învierea și judecata veșnică. Pe lângă aceste noțiuni legate de procesul mântuirii, tot în capitolul ucenicizare primară se include și viața spirituală în lumea aceasta. Odată ce un om a fost mântuit, este scos din lume, dar rămâne încă fizic în lume. Apoi, aspecte legate de viața de familie, de problemele economice, materiale. E un pachet de învățături, pentru că cine este în Hristos este o făptură nouă și raportarea trebuie să fie cu totul alta, nu doar față de Dumnezeu, cât și față de familie, față de societate. Citim, de exemplu, din Tit, capitolul 2, o epistolă pastorală. Tit era un slujitor în care Apostolul Pavel avea încredere, de aceea l-a mandatat la rândul lui să ungă alți slujitori și să învețe oamenii. Ne oprim la capitolul 2, tu nu se vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Este o altă sintagmă obișnuită ucenicizării, învățătură sănătoasă. Spune că cei bătâni trebuie să fie treji, vreme de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Iată apoi sfaturi pentru femeile în vârstă. Versetul 6, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Deci dacă cineva se întorcea la Domnul la bătrânețe, era sfătuit potrivit cu vârsta lui. Cei tineri de asemenea. Să ne amintim și de Ioan Botezătorul, care îi sfătua pe oameni potrivit cu problemelor profesionale. Îi întreba pe fiecare unde muncește, ce probleme are și potrivit cu slăbiciunile vremii, le recomanda să dovedească fapte vrednice de pocăință. Trece la versetul 9 și sfătuiește pe angajați să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic și totdeauna să dea dovadă de desăvârșită credincioșie ca să facă în totul cinste învățăturilor lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și acum generalizează, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și să ne imaginăm că acei în cauză au trecut prin procesul credință, pocăință, botezuri. Ce urmează? Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie și perspectiva, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavelui Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Și recomandarea spune lucrurile acestea. Sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Și sfaturile continuă. Iată, fie că e vorba de copiii noștri care au ajuns la vârsta înțelegerii acestor adevăruri, fie că avem de-a face cu cei veniți din afară, trebuie să abunde aceste învățături. Învățătura este absolut necesară pentru că oamenii sunt în funcție de ceea ce învață. Dacă nu există abundență de învățătură, oamenii vor fi influențați de alte învățături, neavând temenicie. Evident, așa cum am citit, e nevoie și de stăruință în rugăciune, dar despre asta vom vorbi imediat. Însă prima pe listă a fost învățătura, pentru că oamenii au nevoie să fie instruiți. Vreau să observăm caracteristicile și principiile catehetice. În primul rând, lecturarea cuvântului, completată cu studii și discuții, dezbateri biblice, teologice, este o condiție obligatorie a evanghelizării și ucenicizării. Dar acestea cer stăruință și comuniune sinceră. Adică, pe de o parte, noi, ca părinți spirituali, și pe de altă parte, cei ce doresc, trebuie să discutăm mult. Și pe lângă predicile de la anvon, care sunt unidirecționale, cei din sală nu întreabă, nu întrerup slujba. Și după cum spuneam, la momentul potrivit, în biserica primară erau multe discuții în case,
pe lângă cele în public. Știți că în adunări nu le era permis femeilor să întrerupă slujba și să discute cu bărbaților acasă. Deci fie la nivel de familie, fie la nivelul părtășiilor unde se adună mai mulți într-o familie, trebuie să aibă loc aceste discuții în care cei în cauză se lămuresc. Și astfel, edificându-se, pot să se statornicească în adevărurile sfinte. Pentru asta vă adeveresc cu câteva exemple biblice că așa făceau apostolii. Fapte, capitolul 28, ne-l prezintă pe apostolul Pavel la astfel de discuții, versetul 23, citesc doar partea finală. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Să nu credeți că el avea un monolog, un studiu neîntrerupt. Oamenii discutau, întrebau. O astfel de cointeresare duce la lămurirea unor aspecte care cer particularizări pentru fiecare. Așa îl învață apostolul și pe Timotei. Citim din a doua Timotei, capitolul 4, versetul 2. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Aici înseamnă atât însușirea lui prin studiu personal, cât și predarea lui. De aceea scrie în continuare, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătură. Cade accentul pe discuții personalizate, de grup. De asemenea, citim din Iacov capitolul 1 pentru a recomanda fiecăruia în măsura capacității și a timpului disponibil să insiste și pe învățătura tip autodidactă. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc și ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Ce înseamnă să adânci privirile? În contextul scrierii de aici, să reții ce s-a predicat și așa ca cei din Berea să mergi acasă, să reiei textul, să-ți notezi întrebări și astfel lecturarea cuvântului să fie completată de studii, dezbateri, întrebări și răspunsuri. Așa cum făcea Domnul Hristos când era de 12 ani. Întreba și le se răspundea. La rândul lui era întrebat și răspundea. Aceste discuții au pe de o parte scopul de a lămuri pe fiecare și fiecare să fie în stare să poată transmite mai departe, la rândul lui să discute cu un altul. Se pare că ne lipsește acest spirit evanghelistic și de transmiterea cuvântului la persoană la persoană, pentru că noi la rândul nostru nu am fost ucenicizați în mod corespunzător ca să fim familiarizați cu discuții biblice pe teme evanghelistice. Tot ca și caracteristică principală a catehizării, notez unitatea în învățătură. În 1 Corinteni, capitolul 15, apostolul Pavel, ca unul care s-a pus de acord cu ceilalți, aduce la cunoștința corintenilor că fie el, fie vreun altul, avea aceeași învățătură. Și să nu uităm că această epistolă pleacă de la o sesizare care s-a făcut apostolului despre dezbinările dintre ei. Unii spuneau că sunt al lui Apollo, alții că sunt al lui Chifa, alții al lui Pavel. Și Pavel duce dezbaterea în această scrisoare și le spune, dar de fapt între noi nu sunt diferențe. Citesc versetul 10 și 11, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. De aceea le cere el încă de la începutul epistolei, cum spuneam, citesc din 1 cu 10, vândem fraților pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți tot același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi.
și să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Dar asta nu se poate numai în cazul unei învățături comune. Mulțumim Domnului că în adunarea noastră frații, să zic în prim plan slujitorii, au aceeași învățătură. Că mai sunt dintre tineri care nu sunt suficient de sedimentați, aș spune, poate sunt încă în cercetare și au anumite diferențe, sau poate și dintre cei mai în vârstă care pe parcurs au atașat bisericii, dar am putea spune că în biserica noastră, și acesta e un motiv de mulțumire pentru Dumnezeu și o favorizare a ucenicizării, avem o învățătură unitară. Asta este important, pentru că într-o familie, dacă tata spune într-un fel și mama într-altul, vieții copii ce au de făcut? Să fie când cu unul, când cu altul, să nu-i supere? Așa se întâmplă, plutind încoace și încolo, scrie în Efeseni 4, dacă nu există unitate în învățătură și nu se crește spre maturizare. Dar ca să fie unitate în învățătură, trebuie să fie învățători care să și trăiască ceea ce spun. În a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3, citim că apostolul s-a dat ca exemplu prin viața sa, nu doar prin învățătura predicată. 3:10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea. De aici pleacă totul. Dar lângă se atașează purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelungă mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea. Și după cum spunea și Domnul împreună cu prigoniri. Versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Observați cum învățătura e tot prima pe listă. Și de care ești deplin încredințat. Și ce contează în a fi deplin încredințat? Căci știi de la cine le-ai învățat. Adică este importantă nu doar învățătura, e important și învățătorul. Cine a fost omul prin care s-a transmis acel adevăr, acea învățătură? Nu degeaba învățătorii vor avea o judecată mai aspră. Pentru că dacă învață și ei nu trăiesc, sunt vinovați față de ucenicii care nu știu ce să creadă. Dacă teoria este una și practica este alta. Dacă avem o învățătură bună, unitară și învățători demni de învățătura ce o propovăduiesc, nu e nevoie din partea ucenicilor decât de ascultare în supunere și să asimileze învățătura și să împlinească la rândul lor. Ceea ce se cere de la un ispravnic e să fie și el credincios la rândul lui. După cum spunea profetul Isaia despre Domnul Hristos că i s-a dat o limbă ascuțită ca să vestească adevărul și să pătrundă, aceasta este puterea cuvântului, dar în același timp acolo se vorbește despre niște ucenici care sunt dați ca exemplu. Iată ce citim în Luca 14 din cuvintele Domnului Hristos, unde observăm că unui ucenic îi se cere să fie devotat în întregime cauzei învățătorului său, învățăturii pe care a primit-o. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sau pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Deci ce înseamnă a fi un ucenic bun? Să îți dai viața în întregime învățătorului, Domnului. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Deci atât condiții obligatorii. Dacă ne lăsăm influențați de alții, dacă nu suntem în stare să ne răstignim firea pământească, dacă ținem la locurile materiale, cum scrie tot aici în versetul 33, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. De 3 ori se repetă expresiile acestea. Nu poate fi ucenicul meu. Deci, aceasta se cere din partea unui ucenic. Să binecuvinteze Domnul toți ucenicii. Să-și poată urma învățătorii și la rândul lor să-L urmeze Domnului. De aceasta Apostolul Pavel scria la un moment dat 1 Corinteni 11:1. Vă laud că în toate privințele țineți învățăturile așa cum vi le-am dat. Dacă nu se țin cum sunt date,
se pierde. Nu degeaba îi spunea Pavel lui Timotei, vezi să încredințezi la oameni vrednici, în stare, să înveți pe alții. Pentru că, iată, se observă din generație în generație, se pierd adevărurile. De ce oare? Învățătorii sunt de vină, nu le-au transmis corect, ucenicii sunt vinovați, nu le-au preluat, nu le păstrează, nu sunt în stare să plătească prețul, să-și poarte crucea. Uneori avem impresia că noi avem libertatea să facem ce vrem și putem chiar să ne permitem să votăm dacă facem într-un fel sau altul. A vota într-un fel sau altul nu e un drept pentru un ucenic. Eventual să se numească altfel. Ucenic înseamnă unul care face întocmai după cum îi cere învățătorul. Învățătorii din generația noastră, să zic eu și ceilalți care predicăm Evanghelia, vă sfătuim, suntem datori să urmăm și la rândul nostru pe înaintașii noștri și în prim plan pe Domnul. Iar ceilalți ce ne ascultă să vină după noi. Spune Scriptura în Evrei 13, accentuând ideea supunerii, ascultării, ceea ce este în dezacord cu gândirea actuală care presupune adevăruri foarte variate, mentalități foarte diverse care ar trebui să se accepte ceea ce nu este biblic. Evrei 13:17, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. În primul rând, dă socoteală învățătorul. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Puteți căuta și în alte referințe biblice, aceeași idee iese în evidență. Învățătorii trebuie să îl preia pe Domnul în gândire, în învățătură și ucenicii să urmeze fără reproșuri. Domnul n-a permis ucenicilor săi să-i aducă adaptări gândirii și învățăturii sale. Când Petru l-a luat deoparte și a zis te ferească Dumnezeu, Domnul l-a mustrat categoric. La fel fiecare dintre noi. În raport cu învățătorii și cu Biblia în fond, că nu-i nimeni model de referință, numai Biblia și Domnul Hristos, nu trebuie să-și permită să facă rabat de la adevărurile sfinte. Se face vinovat pentru toți cei care urmează. Așadar, încheiind acest prim capitol, dacă cineva s-a decis pentru Domnul, trebuie să fie familiarizat cu ceea ce înseamnă cu adevărat credință și pocăință, învățătură despre botezuri și felul în care trebuie să-și ducă viața. Acest mod, ca principii, ca și caracteristici, trebuie să aibă la bază cuvântul pe care să-l ascultăm și să-l împlinim fără comentarii. M-a sunat aseară cineva din altă țară și îmi zice, de când sunt aici, făcea referire la vremea de când era plecat din țară, frecventez o biserică penticostală și mai sunt două lecții până va fi botezul. Ce-mi recomandați? Să mă botez sau încă nu? L-am întrebat dacă schimbarea în viața lui a fost una radicală, totală, sau doar simpatizează pocăința. Pentru că dacă transformarea ar fi întreagă și a rupt-o cu păgânătatea, ar putea să se boteze, gândindu-mă la exemplele din Biblie. Dacă poate între timp, oricum avea credincioși în familie, să se familiarizeze cu adevărurile sfinte. Dar din cât l-am citit eu, mi-am dat seama că omul nu era gata să plătească un preț întreg. Și în ideea aceasta i-am recomandat să mai aștepte.
Oricum, nu eu, prin ceea ce am spus, am afirmat concluzia la care trebuie să ajungă el. Doar am încercat să-l determin să tragă singur concluzia. Pentru că fiecare răspunde pentru sine. Am avut situația aici în biserică, atunci când cineva spunea, frate, nu mă puteți obliga să mă port așa. Dar zic, interesant. Când te-ai botezat, vrei să mă obligi să te botezi. Și acum când vrei să slujești, aceeași idee vrei să o menții. Frate, vreau să slujesc. Dacă vrei să slujești, atunci trebuie să preiei postura unui ucenic care e gata să asculte, care e gata să se schimbe. S-a dus cineva după Domnul, scrie în Luca 9, și a zis, vreau să te urmez oriunde vei merge. Stai puțin. Știi că păsările au cuiburi, vulpele au vizuini și fiul omului are unde își pune capul? Adică ești gata să plătești prețul? Un altul pe care Domnul l-a chemat a zis, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu și pe mama mea. În cazul acestuia, problema dificilă era în alt domeniu. Și Domnul a zis, lasă morți și îngrope morți. Asta nu însemna că erau decedați în ziua aceea, că oricum în Țara Sfântă, dacă ar fi fost cazul, îi îngropa în ziua aceea și problema se rezolva până seara. El ar fi vrut să amâne până când vor trăi părinții săi, probabil din anumite motive. Deci, nici pripeala în mod irresponsabil nu este recomandată, dar nici o amânare nu este soluția. Dacă suntem gata să ne pocăim cu toată inima și să învățăm într-o ascultare deplină, Doamne ajută! Dacă nu, mai degrabă sau mai târziu, se vor ivi probleme. În al doilea rând, pentru seara aceasta, să observăm comuniunea ucenicilor Domnului. Lângă învățătură frățească, este așezată, lângă învățătura apostolului, așezată legătura frățească. Eu am combinat cele două și am spus învățătura frățească. Pentru că asta trebuie să rezulte în final. Întâlnirile cu cei convertiți îndeplinesc și rolul de comuniune, nu doar de educație. Biserica nu e doar școală. Biserica trebuie să devină familie, unde ne simțim ca acasă. Pentru că sufletele noastre au nevoie de această părtășie. Orice creștin are nevoie să fie încorporat în trupul lui Hristos, biserica. Nu degeaba este prezentată în întreaga Biblie această idee a comuniunii, a părtășiei, a intimității. Dumnezeu e prezentat ca soț al lui Israel, Domnul Hristos, ca și mire al bisericii. Noi suntem arătați ca fiind un trup. 1 Corinteni 12 cu 13 notează. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, doar așa ca să fim mântuiți, ca să alcătuim un singur trup, asta înseamnă comuniune. Fie iudei, fie greci, fie rofi, fie sloboți, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. În mod deosebit, participar la cina Domnului parafiază unitatea noastră cu Domnul și cu frații. De aceea spune Pavel, întoarcem o foaie în urmă, 1 Corinteni 10, versetul 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Deci iată, ne facem un singur trup cu Domnul, dar un singur trup cu frățietate. Domnul fiind capul și ceilalți fiind membrele trupului. Căci toți luăm parte din aceeași pâine. Deci, cel mai înalt simbol a unității este cina Domnului. Unitate pe verticală și pe orizontală. Este important când cineva vine în mod deosebit din afară, dar am sesizat și la copiii născuți din familiile fraților. Dacă nu se pot încorpora într-un grup de tineri, dacă cei care vin nu-și găsesc prieteni în adunare, n-au viață lungă între noi. Chiar dacă vor spune învățătură este, profeții sunt, se cântă bine, avem nevoie de comuniune. Statisticile pe care le-am făcut la nivel de adunare de-a lungul anilor, adeveresc faptul că tinerii care nu sunt cuprinși în aceste părtășii, ori se duc în lume, ori în cel mai bun caz se duc la alte biserici.
Asta este o problemă la adunările mari, când cei care vin nu sunt primiți bine, de aceea insistăm, poftiții, vorbiți cu ei, întrebați cine i-a invitat să meargă la ei, să discute, pentru că au nevoie. Degeaba le-am spune noi să ne postăm la ușă sau să le dăm un telefon scurt, aveți ceva întrebări, nelămuriri, poftim. Oamenii nu se deschid așa repede. Sunt unii care sunt mai telegrafici, dar cei mai mulți au nevoie până să ajungă la cămașă să dea 7 rânduri de haine. Și până simt că le este cald, să se dezbrace, să se facă comozi, durează. Aminteam și prezint iarăși că aici potrivește foarte bine cazul acelui lepros din India care, datorită faptului că era îndepărtat din societate, stigmatizat, a ajuns până la urmă la un centru de recuperare, boala a fost stopată prin ceva operații estetice, au mai fost îndepărtate din urmări, a fost angajat acolo la o fabrică aferentă acelui spital, dar socotea că toți îl țin la distanță și el răspundea cu aceeași atitudine. Până când într-o zi un frate medic l-a luat, l-a dus la o adunare, erau din altă nație cei de acolo, dar așa cum am citit aici, fie iudei, fie greci, sunt același trup. Au ajuns mai repede, cineva le-a oferit o carte de cântări. Fratele medic le-a spus că lepra nu mai există într-o fază în care să fie contagioasă, deci nu mai exista acest pericol. A fost acceptat, au dat mâna cu el, l-au poftit mai în față și în final, fiind și el credincios, după adeverirea fratelui medic, a fost acceptat la cină. Atunci s-au rupt barierele din mintea lui și spunea tuturor, măi, m-au primit, am cântat cu ei, mi-au dat și mie cina. Și în viața lui s-a schimbat. Peste ani de zile, când acel frate s-a întors din nou în India, a fost surprins și cu bucurie, cineva i-a prezentat pe fostul lepros, care așa cu degetele lui de jumătate lucra la o fabrică, câștigase un premiu, dar nu asta era important. I-a zis unul din superiorii de acolo, este un om deosebit. În jurul lui se creează o atmosferă creștinească. Deci când omul a văzut că este acceptat în comuniune, a fost și el la rândul lui să ofere ceea ce a primit. Asta este foarte important. Pentru că sufletele noastre au nevoie de acceptare reciprocă. Mai mult, aceste activități, întâlnirile permanente prin studierea cuvântului, rugăciune, cântare, dacă sunt îmbogățite de manifestările supranaturale ale Duhului, fac să avem o comuniune nu doar la nivel sufletesc, mental sau fizic, material, prin a ne ajutora, ci ne permit o dimensiune mult mai mare. Vă rog să vă gândiți dacă printr-un frate este un mesaj profetic pentru un altul, pentru o familie, dacă Domnul realizează o minune, dacă este oricare din lucrările Duhului Sfânt ce sunt în folosul adunării, nu este un grad de comuniune mai ridicat și o bucurie și o împlinire mai mare? Bineînțeles. De aceea cei de la început, citim din Fapte 4, erau atât de puternici la nivelul comuniunii, pentru că între ei manifestările spirituale erau mult mai frecvente. Citim Fapte 4, de la versetul 23, după ce le s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Unde ar trebui să vină cine are necazuri sau cine a întâmpinat probleme în câmpul Evangheliei? La adunare. Și Petru, când a fost eliberat, unde s-a dus? Unde erau frați? Comuniune puternică. Și-au ridicat toți glasul în rugăciune, până la versetul 31, e scris cum s-au rugat. Apoi 32, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Apoi sunt menționate aspecte de ordin material cu împărțirea bunurilor, dar aici este accentul, o inimă și un suflet. Și Pavel, în cea mai intimă epistolă, cea către Filipeni, face mențiuni, de exemplu în capitolul 2, și le spune, fiți un singur duh, cu alte cuvinte.
Nu faceți nimic din duc de ceartă, ceva ce ar strica comuniunea. Și dacă este vreo milostivire, vreo îndemnare, dați-i curs, pentru că este foarte important să ne simțim aproape unii pe alții. Spune Pavel în 1 Corinteni 12, dacă un mădular suferă, tot trupul suferă. Dacă este prețuit un mădular, tot trupul este prețuit, pus în cinste. Tot el spune, mă adaug aici, Roman capitolul 12, versetul 15, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Ambele aspecte sunt imperative. Noi avem nevoie, atât în necaz, să nu fim singuri. Am fost zile trecute la cineva la spital, un credincios, și îmi spunea, tot salonul s-a mirat că nimeni n-a avut vizitator cât mine. Păi normal, că cine are atâția frați cât pocăiți? Ceilalți se adune toate rudenile, nu fac seama. Plus că poate mai sunt împrăștiate. Alții n-au ajuns, dar cu siguranță s-au rugat. Și asta face foarte bine în momente critice. Dacă e vorba de bucurie. De asemenea, de aceea, uneori când este nuntă sâmbătă, v-am îndemnat dacă aveți vreme să veniți. Chiar dacă nu trebuie să mergeți la masă, scăpați să nu plătiți. Dar bucuria, uniunea aici în suflet, asta este importanță, ține de părtășia frățească. Păi numai odată poți să vii să vezi pe o tânără care a cântat la cor sau știu eu în adunare, ai fost la botezul ei, să o vezi când este mireasă, să participi în momente de bucurie. De aceea vă atragem atenția deseori, haideți la înmormântări, este nevoie. Ține de comuniune, e un mod de a ne trăi ucenicia în Domnul. O altă referință, Evrei 12, evidențiază dimensiuni și mai profunde. Citesc de la versetul 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, observați cu toții, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abate de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea la star vreo dăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Observați, comuniunea are și rolul de a ne feri de problemele negative. Apostolul Pavel, rămân la aceeași idee, spunea, scria în 1 Corinteni, capitolul 5, condamnând pe cei ce nu au luat atitudine. Citesc de la versetul 2, și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta s-a fost dat afară din mijlocul vostru. Versetul 4, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nemicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Este tot o cerință ce ține de complexitatea uceniciei, de părtășia noastră. Dacă cineva este contaminat între noi, îl lăsăm să vicieze și pe alții? Nu, vom lua atitudine, îl vom trata. Ca și în cazul unui mădular, revenim la comparația cu trupul. Nu tăiem mâna imediat, care o rană, o pansăm. Dar dacă vorba românului, în final, Doamne ferește, piciorul face o cangrenă, oricum nu se mai poate umbla pe el. În ultimă instanță e tăiat, amputat să fie salvat trupul. La fel și în adunare. Aici sunt două extreme, ca întotdeauna, vinovate. Să dăm dovadă de o toleranță excesivă și să-i lăsăm pe cei buni și pe cei rei la gândul că doar stăpânul ia deosebit din odaia de nuntă și a dat afară pe cei ce n-au haină și asta va face ca răul să se extindă și am citit din Evrei, vegheați să nu se întâmple asta, luați atitudine, cum am citit de aici. Cealaltă extremă ar fi să fim foarte rezervați
Și pentru chestiuni mărunte, pentru greșeli care pot să apară în viața unora care nu sunt atenți, nu spun în viața tuturor, ca să nu generalizăm, imediat să ne disociem de ei, să-i judecăm, să-i condamnăm. M-a sunat astăzi cineva din altă țară și îmi spunea, frate, ce zici de fratele cutare că a predicat așa? Și am spus, dragă, dacă vrei să întrebi de mine, ce știu, spun. Dacă e vorba de altul, sună pe el. Eu nu sunt pus să dau explicații pentru predicile altcuiva. Nu este membru în biserică aici. Și zic că asta, vezi, este o slăbiciune a multora. Să cerceteze pe alții în mod excesiv și să fie supersensibil în a condamna cu ușurință, uneori pentru lucruri la care există îngăduință, cum spune în Roman 14, dacă e vorba de zile, de mâncare, nu de păcate. Dar de asemenea, dacă e vorba de cineva care s-a pocăit între timp, unii sunt foarte reticenți în a fi reacceptat cineva în părtășia frățească. Spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 5, dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult, este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți, așa că acum este mai bine să-l iertați, să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă întristare. Și continuă o idee foarte importantă. Versetul 11, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Adică diavolul, odată ce l-a înșelat pe cineva și a păcătuit, vrea să-l țină departe, fie în păcat, fie dacă respectivul s-a pocăit, să îl terorizeze cu ideea că nu-i mai iertat și cum ar putea să-l convingă, cu ghilimele spus, mai bine decât noi să nu-l mai acceptăm între noi. Și să îl mai vorbim de rău pe la spate, poate, și să-l ținem la distanță. Deci ideea e foarte clară din punct de vedere biblic. Dacă un tânăr trăiește în păcat, nu trebuie lăsat între noi. Caz înșeală pe o fată, peste o lună înșeală pe altă. Dacă e vorba de un lacum, trebuie luat atitudine. Că stă înșeală pe frați. Păgubește, cum spune în Corinteni. Dacă e vorba de un defăimător, trebuie să ne disociem de el, pentru că clevetirea face mult rău. Dar dacă e vorba de unul care se mânie, scrie în Coloseni 3, ăsta trebuie să-l ajutăm. Dacă e vorba de unul care are o vrăjmășie, zice, lăsați-vă de toate acestea. Dar nu scrie pentru toate acestea, rupeți totalmente legătura. Poate cineva s-a supărat odată pe tine și te-a făcut așa în toate culorile. Și dacă ești sensibil sau sensibilă, apoi nu mai îl țocotești, frate, nici peste prima sută de ani. Trebuie să-l ierți. Dar dacă mai fi avut tu temperamentul lui și erai un coleric excesiv, ăștia strigă foarte repede, după aia și plâng și te iau în brațe. Dar noi, de exemplu, care suntem mai flegmatici, așa, care ne nervăm mai greu și care mai mult zâmbim decât suntem încruntați, poate nu înțelegem pe astfel de oameni. Și oamenii au nevoie de comuniune. Ce se spune de un melancolic? Care îi dai pacea Domnului și el nici nu răspunde. Și nici săracul pe ce voi îi purtat de depresiile lui. Și tu pe vârful dealului fluieri. Deci ca să ai comuniune cu un astfel de om necăjit, trebuie să te pleci puțin și să-l întrebi de sănătate, să-l accepți, Doamne, ajută-ne. Ce nu pot să fac eu, poate face altul, de aceea e mai bine unde sunt mai mulți slujitori. Unii se deschid mai bine față de mine, alții față de altul, unii comunică mai bine cu unii frați, cu unele surori și așa mai departe. Și toți trebuie să ne facem datoria, Doamne, ajută-ne. Punctez aici ca și caracteristici, ca și principii, ceea ce de fapt rezultă din ce am spus până aici, neajunsurile vieții, vedeți, sunt neîmpliniri, slăbiciuni, boli,
chiar și stările cele mai severe de adversitate pot fi suportate mult mai ușor în comuniunea frățească și sub umbrela harului mântuirii. Părtășia face ca să treacă aceste probleme mult mai ușor. Este scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, despre activitatea apostolului Pavel. Citesc de la versetul 6. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostolul lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drap copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scum ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcini niciunea din voi și vă propădeam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângăiam și vă adeveream să vă purtați într-un clip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția sa. Deci iată cum biserica trebuie să fie un cămin efectiv, cu învățător, dar și cu doici, cu tați, dar și cu mame, și fiecare să-și facă datoria, că e dulce și plăcut să locuiască frații împreună. Spuneam, biserica e școală, dar e și familie. Noi trebuie să preluăm oamenii de la leagăn și dacă Dumnezeu ne ajută și ne dă și nouă capacitate, să-i creștem până la studii superioare. Dar ceea ce dă o notă în plus și întrejește, binecuvintează această comuniune, e dragostea Duhului. Dragostea este legătura desăvârșirii și oamenii care vin aici trebuie să găsească o împlinire mai mare decât toate fericirile ce le-au avut în lume. Unii poate au renunțat la sport și numai au galeria de la UTA, alții poate numai au părtășia lor de la distracții, de la petreceri. Și ceea ce li se oferă aici trebuie să fie mai bun, mai dulce. Dacă îi amânăm totalmente cu bucuria până în rai la Dumnezeu, s-ar putea să nu vină cu noi pe drum. Dacă nu-și vor găsi împlinire aici în casa Domnului. Apostolul Pavel scria, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 9, cât despre dragostea frățească. N-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Observați ce iubire extinsă, dar vă îndemnăm fraților să sporiți tot mai mult în ea. În aceeași idee citim Evrei 13, de la versetul 1, și poate că noi avem nevoie să ni se scrie. Cei din Tesalonic n-aveau nevoie, dar în vremea din urmă dragostea s-a mai răcit. Stăruiți în dragostea frățească. Și ce înseamnă asta? Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Chemați frații la dumneavoastră, nu pentru povești, ci în Biblie o cântare, rugăciune, două întrebări de sănătate și gata. Că altfel riscăm să deviem. Și întâlnirile noastre să merite alt titlu, nu cel despre care scrie Malahi că îngerii vor nota în cartea de aducere amintea Domnului. Aduceți-vă aminte cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi, atunci erau mulți credincioși închiși, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Deci, aceste relații frățești, vizite reciproci, cercetarea în condiții critice, a celor bolnavi, a celor întristați, a celor bătrâni, stăruința în legătura și grija frățească și în întrajutorare. Dar toate astea nu pot fi decât dacă există acest suport binecuvântat, dragostea, legătura de săvârșire. Și asta vine prin Duhul. Doamne, umple-ne de Duh să avem dragoste față de toți frații. Nu numai să iertăm și să ținem la distanță, că nici Dumnezeu n-a făcut așa. Să ne acceptăm în a discuta, în a ne întâlni, în a părtăși. Mai evident, să evităm extremele, nu mă fac prieten cu o familie și cu ăștia ne întâlnim de trei ori pe săptămână și la alții nu le vine rând decât în următorul deceniu. Să
avem părtășii echilibrate, dar care să aibă de-a face cu dragostea frățească. Atenție la ceea ce spuneam mai înainte, ruperea legăturilor cu cei care păcătuiesc. Să le dăm de înțeles că sunt pe altă listă, în așteptare în cel mai bun caz. Pentru că dacă noi suntem în comuniune cu ei și vine Domnul și pe noi ne ia și pe ei las, cine e vinovat? Nu și noi? Că le-am dat impresia că statutul lor este în regulă înaintea lui Dumnezeu? De aceea cei excluși trebuie păstrați la distanță, dar urmăriți, perimetrați, am spune. Să vedem, se pocăiesc, lansat câte un apel. Dar nu vom mai cânta cu ei în față, nu vom avea aceeași părtășie cu ei, numai în ideea că vor să se pocăiască. Atunci din nou îi reprimim cu dragoste, dar cu atenție, nu neapărat și la slujire. Închei, afirmând că ucenicia continuă mântuirea inițială și duce omul la finalizarea mântuirii, la desăvârșirea în Hristos. Și citesc Coloseni, capitolul 1, versetul 28. Pe El, adică pe Domnul Hristos, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. Asta ca să se pocăiască? Nu. A fost o etapă pocăință. Ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Fiecare bărbat are rolul, poate i s-a și predicat despre asta la nuntă, să lucreze la ucenicizarea soției sale până ea ajunge la desăvârșire. Și soția poate să ajute soțul. Părinții pentru copii, în primul rând. Pentru frățietate, pentru cei din cartier, pentru cei care sunt colegi sau la grup cum sunteți. Scopul este nu doar să-i convertim, ci să-i ucenicizăm. Să dobândească din zi în zi chipul Domnului Hristos. Cum spune și în Efeseni 4, până vom ajunge toți la starea de o mare, la statura plinătății lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Și în ultimul rând, și asta este aplicația care ne obligă, ucenicizarea noilor convertiți, e în primul rând responsabilitatea slujitorilor, dar și a întregii adunări, a familiilor, a vecinilor, a colegilor, toți trebuie să contribuim. Nu mintea este singură, inima sau stomacul, cei care în prim plan, să zic, decid și distribuie. Și prin ceea ce dă fiecare încheietură, zicea apostolul, fără genunchi, laba piciorului nu va fi ajutată niciodată. Extremitatea mâinii are nevoie să treacă vitaminele prin întreaga mână, sângele, să-și facă circuitul. De aceea spune în Evrei, capitolul 10, și asta înseamnă că toată adunarea ar avea ce să facă. Nu-i timp de pierdut. Noi suntem implicați. Evrei 10, de la versetul 23, să ținem fără șovăiri la mărturisirea nădejdii noastre că-și credincios este cel ce a făcut făgăduință. Să veghem asupra unui altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Asta e îndatorirea numai a păstorilor, a tuturor. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Auziți? La slujbă, când vine cineva înainte de slujbă, când se încheie, un îndemn, o vorbă bună, un sfat, e absolut necesar. Și aceasta cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, adică săptămână cu săptămână ar trebui să fim mai preocupați de desăvârșirea noastră și a celor de lângă noi, amin? Asta înseamnă să fim ucenici, să avem treabă sfântă, o chemare înaltă, să preluăm oamenii din orice fază ar fi ei și să ne luptăm până când vom ajunge sfinți și fără prihană. Doamne, ajută-ne, amin.